doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră, regele invențiilor, Alexandru Țiproc! Am așteptat întoarcerea asta tot sezonul. Pentru mine, domnul Țiproc este esența acestui show. Ia uite mustăcioara lui, mustăcioa, doamne! Nu, domnul, regele! Regele! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Salut, maestre! Vă iubesc! Domnul Țiproc este un must pentru această emisiune. Este nemuritor, este primul. Nemuritor. Suntem curioși ce mai inventează omul. Vreau să vedeți, să vorbim de inovație. Dacă, da, dacă da, e cazul, da, dacă e cazul. Uitați aici. Ia. O inovație niciodată nu se poate prezenta mâță caț. Ce? Mâță, trebuie caț? Explicat cap-coadă. De la A la Z. Cap. Da. Dar de ce și-a fi făcut domnul Țiproc mustața asta? Că mi-a fost și un pic jenă să-l întreb. Bă, nici eu nu mă bag. Na bun. Na bun. Hai. Această, nu știu, realizare, WC-ul mobil, ăsta vrea să ajute pe oameni, WC-ul mobil, ăsta vrea să ajute oameni... Toaletă mobilă. Toaletă mobilă, indiferent. Mobilă. Mobilă, da, eu vorbesc mobilă. În stilul meu și gata. Dar noi înțelege. Eu am crezut că e un frigider, am crezut că e o cabină. Eu am crezut că e un coteț, că scria și porc gras acolo. Am făcut WC-ul ăsta ca să ajungi la servici, că dacă ești într-o criză de timp, că trebuie în același timp trebuie să mergi la WC-ul, că aici în București nu prea sunt WC-uri, nu pot sunt. Așa, aici vin doi operatori. Doi operatori? Operatori la... Nu mai sunt muncitori acum, toată lumea e operator, nu mai angajez muncitori, că nici unul nu vrea să-l creze. Spate. Vine clientul, vine. Intră în WC-ul, da. Operatorul din spate, într-o regulă sau din față, îl închide. Îl închide pe el acolo. Aici sunt trei indicatoare care reprezintă succesul persoanelor. Cine e neutru? Eu. Omorul. Vine o persoană. Dar cine știe că cei bărbați sau femei, că tot umblă cum și femeile în pantaloni. Și bărbații în fuste, nu mai știi că care cei. Că care ți da. Hai să zicem, vine un bărbat. După ce a intrat, punem aici pe bărbat, da? Eu n-am înțeles așa. Toaleta. E a ta? Nu. E spre vânzare. E una? E de închiriat. Deci el zice așa, că tu ești, te-a luat. Te-a luat, știi? Și ești, am nevoie de un WC-ul. Și stai, domnul Țiproc, am nevoie de un WC-ul. Și ăla trimite WC-ul cu doi operatori după tine, unde ești tu. E un fel de... Da! Dacă ar fi două persoane să-l mai putem învârti, s-ar vedea mult mai multe. Hai să învârtim. Hai să ne implicăm emoțional în acest moment. Ca să explicăm. Hai, venim toți. Hai să-l luăm destinul mână. Ce vreți să facem? Chelu, vrei să intri tu sau... Stai puțin, eu sunt claustrofob. Stați puțin. Deci, hai întâi să privim cu atenție. Hai să vedem conceptul de bază. Bă, mi se pare cumva tradițional, rudimentar, dar în același timp, mi se pare, cum zice așa, parcă te îmbie să trăiești. Uite, chiar i-a găsit cumva utilitatea și pățile bune. Eu aș vrea să fiu primul client la acest. O să intru Stai să vedem ce spune maestrul, te rog frumos. Da. Uitați aici. Am venit. Vine primul client. Da. Salut. Îl întreb ce sunteți. Bărbat. Bărbat. Punem bărbatul aici. Hai că trebuie să merg la serviciu. Intrați la WC-ul. Hai că intru la WC-ul. Vezi omul, bă, e ancorat în zilele noastre și știe că mai nou nu, mai sunt și persoane care nu știu ce sunt și na, să nu se creeze confuzie. Dar am intrat eu, n-a fost nicio persoană neutră, am intrat eu, bărbat. Ai grijă la cap, ai grijă la cap. Așa. Stil mașină. Bun, vă puteți ocupa acolo la loc. Stai, eu vreau să-mi dau patru. Stați un pic, asta e teatru, nu e? Nu faceți acum treabă mare. Lăsați-l să facă. Aici nu, nu aveți voie să faceți. E teatru, noi dai... Păi noi dai drumul, pe bă. Dar fă, mă, chiar fă. Hai, fac un pic. Nu, faceți aici. Pare de existență. Ce se întâmplă? Dumnezeu, eu mă pun jos acolo? Dați așa, că da. Îmi dau pantalonii jos. Acum, aici, ce se întâmplă? Ei, e un test. Crash test. Vreau să văd dacă... Simulăm... Eu mi-a dat pantalonii jos, să știi. Ți-a dat pantalonii jos, nu cred. Frate, cu ala tot serios, că e un profesionist. Păi, te duci în invenția domnului Țiproc să ce să te prefaci? Nu dați, domnule! Hai, domnule, păi ori merge, ori nu merge. Dar că e un teatru, suntem pe o scenă. Păi, dar nu așa se face la toaletă. Păi, ce te-ai dispărcat, mă? Păi, tu așa faci la televizor, mă? Păi, da, eu am intrat în toaletă, eu de o să știu că... Păi, tu ai vrut să o probezi. Păi, ori e bună, ori nu-i bună. Păi, da, e teatru, da. Te mă o dată! Taci-mă un pic. Stați liniștit acolo, că sunteți în loc bun. De acolo nu ieșiți până ce nu scoateți... Până nu termin tot. Nu, până ce nu scoateți Jojo afară. Așa va. Și am văzut toaleta acolo cu o punguță. Era foarte drăguț, avea geamuri fumurii.
Dânsul este acolo în WC-ul. Noi, operatorii, ne uităm. Dar n-am hârtie. Ne priveam în ochi. Eu mă uitam în ochii lui, adică eu, era foarte... E visul meu să stau pe toaletă și să mă privesc în ochi cu Bordea, da. Chelu și cu Delia. Fiindcă, fiindcă ăsta... De ce faci, mă? Bine, bine, mai am un pic. Voi ce ați mai făcut? Da. Acum... Doamne, da, unde spune bătării la țară? Dar ești, bă, Spider-Man! Dar eu nu mă pun pe colacul ăsta, că am mai stat și alții! Pe colac, păi ești, dacă iau boli! Ești primul! A, ești primul? Ești primul, uitați, da. Aici! Uitați aici! A, scuze! Doamne, da! Domnule, da! Suntem într-o scenă, la o emisiune de televiziune! Uitați aici! Se ducem și la aia, la expoziția din Dubai, la... Tu te-ai așezat să... Să crezi că aia în Dubai nu să se așeze? Dar aia în Dubai nu să se așeze, să testeze, că dacă tot vrei să vezi cum e... Aici este șezutul acolo. Ați intrat peste mine, de ce? Șezutul. Ce faci cu lațul ăsta, cu lațul? Ce-ați mâncat? Cu lațul, ce-i cu lațul? Uitați aici. Da. Șezutul ăsta, acolo se folosește o pungă ecologică, în care se strânge rezultatul după dânsul. Muncii. Nu, studiam. Deci el a venit cu un WC-ul mobil, da? Noi putem spune WC-ul. Nu. Este un templu al gândirii progresiste absolut. Absolute. Te. Da. De ce ai vrea să te plimbi, mă, când te... Să mai schimbi aerul. Să mai schimbi aerul. Că n-are nici acoperiș. Dacă plouă, vă dăm umbrelă. Aveți? Da, la asta nu se pune acoperiș. Nu? Fiindcă dacă vine vreun sare de la etaj, vreun amant, să nu se spargă acoperișul. Așa, și-l ducem unde? Dar nu, unde? Îl ducem. Da, stai. Ne plimbă. Ia, n-am terminat cu... Nu am terminat. Pune jos. Pune jos. Pune jos. Plătește! Nu-i grata, nu-i gata, prost. Băi, mă simt ca în avion! Dar nu, ce au fost turbulențe, nu-i ok. Aplauze pentru hibrid. Avem hibrid. Ne-am modernizat. Da. Aplauze, maestre. Mai logic era eu să mă pun în budă și în timp ce mă răhățesc să mă porți. Să văd. Aici avem Casa Poporului. Aici, știi? Da, deci poți să dai și în conjurul pământului. În 800 de ani. Ăsta a fost gândit de mine. Da. Când a fost tânăr, era să pierd trenul. Aveam 10 minute până la tren. Am avut de ales. Ori merg la tren și fac pe mie, da. Sau merg la WC-ul acolo și rămân de la tren. Și n-aveam și temerea făcut, până maestră? A doua zi dimineața. Ce ați ales? Și atunci am ales, m-am dus la WC-ul și am ieșit una a doua. Și ați pierdut trenul. De ce n-a pus toaleta pe roți? De ce trebuie să pui pe aia să care? Adică să o facă toaletă mobilă electrică. Cine mă deschide? Cum? Operatorul. Operator. Da. Cu panouri solare. Sau făcea dronă. Că acum, oricum ăsta e viitorul. Pe drone, sau... suntem pe drone. Adică, bă, bune, sau să războaie. Și mai bine. Gândește-te că da. Ce elimin tu poți să folosești ca, nu știu, combustibil, dacă vrei. Să o transforme în... Da, adică să fie o chestie regenerabilă și să... Nu e chiar... Domnul a gândit mic. Haideți să vă spun un singur lucru.